Leute. Od celé civilizace domly. Je to Saloniki. A pak jsem se vyzdělal, že vám muze. Mali tam ukázat, co se bude dít. Já bych měl smarát tady, čaj, to je mě. Toronto, a vážu z Toronto. Passarela, Fashion Club. Já přijdu jak tivý rás, ostanu i být. Momentálně obvára, ostanu rádě. Uvidím si peníze dům. Já je čajem konzumuji. Aktivně, slyším. Se přímo mašiny. No idea really. No, you have to pay using the app, I think. Okay, please ask the umbrella sound. Foarte fain, foarte fain organizat. Și chiar acolo trebuie să ajungem la turnul alb. Bam, și o să-l vizităm și o să facem filmări pe acolo și poze și toate cele. Hai, Fabi, acum, cine are ceas? Alexandru Macedon pe calul lui. Pe Savia, în frunte. Pe calul Bucifal. Da. A prins ce tare arată vaporul ăsta. O, alea în larg. Hai să vedem să prindem momentul. Vedem să ratăm. A, uite, e brăcat în americană mașină. Cine? Da, da, corabia greacă. Îți place design-ul? Egal, marinarul fantom așa, ceva nu vezi în fiecare zi, deci. Și vreți aici, corabia Alexandru Macedon. Oh my god. Da, prima etapă 10, după aia al doilea 20 sau... Ce văd de ce? Da, bine, am eu așa car... Ce număr? 11. Pero aquí es mejor. Me da la
Θεσσαλονίκη. Μόνο δεν βέει κρίτσο ήρθε. Κρίτσο ήρθε. Αφαστά, βάει το μήνε. Οκ. Merge mai departe. Asta e ce urcioare. Trebuie să vorbim aici mai încet ca la bibliotecă. Trebuie să monede. Cum e de monede? O, aici, în zona asta chiar în cadrul că de la Tesaloniki. Pe Turcia. Cea mai multă perioadă bizantină. Vedeți alte monede. Este mare. Mai deci tot urcăm, tot urcăm, e foarte mult. Australia. We have some cousins there, in Adelaide. Have fun! Oh. This is a very local sports. Ca să înțelegeți cum e aici, pur și simplu primiți un de ăsta și trebuie să inserați aici numărul, îl vedeți aici și după aceea pur și simplu va merge și veți asculta informația. A, da, a fost pe aici. Ia uite cum pornește acum. Deci se ridică aia. Ia prins, se duce barca, Alexandru Macedon, așa ceva, mă. Unde politica încă? Sunt șocat. Ale, chiar că am zis și bă, cum ai prins el, Ale, Iurea? Da, mă, ține ți cu... Uite-le, acum a plecat. Cum e ca să dați cu să o scor cine? Ia vrut să ieși ce priveri, niște mare gei, măi, nu se poate așa ceva. Uite câte bărși corăbii pe aici. Hai de mine. O 1000 de like-uri, mă urc în turn. Nu uita să se strângă, se strângă și dați share-uri pe aici, pe la toți. 1000 de like-uri. Acolo mă vedeți. Și dacă veniți în Grecia, neapărat trebuie să vizitați Tesalonicu. E un oraș superb. Priviți aici câte lucruri poți să vizitezi. Acum o să mergem și la alte muzee, dar în principiu turnulețul acesta m-a făcut să mă îndrăgostesc de orașul ăsta, deci nu-mi vine să cred cum poate să se dezvolte un oraș așa de repede din Grecia. Coborâm. Da.
apare tot un vlog, eu nu mai tai nimica că nu mai am timp, deci oricum începe școala, deci bag rapid la combinare. Ok, continuăm, o să dau o filmare acum până în jos. Se vede și voi, deci am dat 16 euro dacă aveți de ăla de student card, atunci nu mai trebuie să dați, va fi pe gratis. Dețineți minte lucrul acesta. Intrați la orice muzeu de aici din Tesaloniki pe gratis dacă aveți card de student. Eu n-am avut la mine, așa că trebuie să dau bani. Ca orice om de rând. Ia priviți aici, hai de mine ce organizare. Hai de viața. Ia priviți. Simt de parcă se întoarce istoria, dar oricum continuăm. Hai că eu oprim, hai că eu oprim. Aveți grijă la casă. Să-ți fiu filmare mai bună. S-a făcut turnul. Slab. Nu contează, ia vreți ce turn acolo, mă simt ca în viitor, deci că suntem în anul 3000 aici. Orașul ăsta chiar din viitor. Ia priviți. Ia priviți și pe Aristotel. Madagascar. Deci ziceau că vor fi 23 de grade, dar eu nu mai pot, simt că mă arde soarele. Foarte cald, deci înainte ploua în Sarti și ne-am decis să plecăm în Tesaloniki, că aici e soare, adică înainte era noros, dar acum e însorit și putem să mergem mai departe să vizităm ce trebuie. Aici e muzeu, priviți acolo, un cub cu toată planeta noastră. Deci priviți Africa, priviți Europa. Uite la aia că mă uite. Priviți ce circulație aici. Se arată extraordinar. De-abia aștept să postez toate videourile astea, fiindcă vor fi multe și de calitate. Treci dincolo! Vale, așa e gratis! Salută-i! Ni hao, ni hao! Dai, oh, boss!
stai boss! Că așa e gratis, dacă nu, dacă nu are motor. Ca pe vremuri. Da, da, da. Merge bine. Stai că-mi iau și eu una. Au GPS. Aaa. Ai făcut acolo? Eh? Asta e muzeul. Oggi per la data di fare un po' di spazio. Vedi, ci sono cose aici istoria grecilor, priviți câte statui au. Opa, opa, opa. Deci este atunci. Eros, Heracles. E scris și în greacă și în engleză. Cultura greacă a fost înaintea culturii romane. Nu-mi vine să cred, adică eu mereu am crezut că frații aceia, Remus și Romulus, au fost înainte primii, că doar au subt la lapte de la lupoică, deci... Ok, viziți aici. Că vizi ce fain era. Deci merită să vedeți acest muzeu. Ha? Nimeni nu mă oprește să fac poze cum doresc eu. Priviți aici dacă ai avea așa coroană. Hai, dă mine. Nestemate. Ce fain. Deci în ziua de azi te poți considera mine. Aici câte tipuri de monede puteți vedea? Ce cameră uimitor. Hai de mie ce casca aici, mă. Păi a câștigam orice luptă. Păi cu viață. Priviți aici câte monede. Uite încă coroană, așa ceva. Recomand acest muzeu. Wow. Spectaculos. Luăm liftul pentru că suntem barosani. Pornim. Ce faci?
companies. Oh my god. Nu uitați să dați E la tipografia Felix, pentru că de ce nu? Este chiar pe strada Odi Endre. În alpire de turnul primăriei. Dă-i de 0. Ia priviți și lift panoramic, hai de mine ce mult o să mergem. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Se aude apa. O capodoperă de artă aici, ce să zic. Niște cranii, că de ce nu? Ah, sunt și un scaun, un pic de odihnă nu strică niciodată. Hai de mine, priviți aici. Aici o hartă. Deci după mine aici e Sarti. Și noi acum suntem la 91. Să vedem dacă am greșit sau nu. Orea. Priviți aici câtă artă. Wow. Wow. Amazing. Muzeul Bizantin. Vedeți, acum am dat cu 0, fiindcă
Ant după Bizan. Priviți aici icoane ortodoxe. Deci vă dați să vă dați seama sau nu, dar eu n-am mâncat de 7-8 ore. Să vizitez aceste muzee și să fac filmări special pentru voi ca să vedeți și să dați like și subscribe. Îi dați și să le distribuiți. Fiindcă am depus mult efort pentru aceste filmări. Am venit tocmai până aici, în Tesalonic. Wow. Cioburi vase. Încăperită de ale mese. Sper numai că m-am vrut în cerc. Pe la volan. Acum să vină mașina. Ține asta, mama, să vină așa. Că niciodată vine atunci. Uite-o-ne. 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 Superbă parcarea. Oh my god. Oh, look at this reaction. This is... Ce? Pe la volan. Ah. Acum să vină mașina. Ține asta, mama, să vină așa. Că niciodată vine atunci. Uite-o-ne. Ce-a dat când am permis să ne vină mașina, cheia. Imediat acum să ne vină mașina, cheia. Our car is ready. With our driver, personal driver. Wow. Amazing. Superbă parcarea. Oh my god. Oh, look at this reaction. Da. Uite ce mare, uite, hai la așa, hai la așa. Ia la Zvarovski, mă. Ce faine sunt astea, prepoate cu astea, da. Ce faine sunt. Stau acolo, lumea Lego-ul și H&M. Bă, haide. Ai drum, ce ai nevoie? Să te-ai inspirat? Locul de joacă pentru copii. Vrei și tu să intri? Haide să mă fac eu. Să vedem cel mai tare magazin care m-ați gândit deodată.
să intrați pe aici, măi. Fiți uimiți, vă rog eu, deci fans Step Edward Jeans și Pepe Jeans Nickerstown. Fiți șocați că așa ceva nu vedeți în Oradea. Copiți burdalnici. Hello. Replay-ul Wrangle. Wrangler. Footlocker. And da, clar e mai avansat ca Lotus-ul. Vezi câte magazine aici. Ciu, ciu. Ia uitați un dinozaur, măi.